la shop pentru cumpărat lapte de soia. Scrie 10,50 și m-au tățat cu 11,25. 75 de bani. Știți cumva de ce m-ați luat 75 de bani în plus? Acolo scrie 10,50. Stau. 78,50. Da. Joia, 2 ore de soia. Da. 11,50 nu există așa preț la niciuna dintre băuturi. Să zic că nu e, că nu e actualizat. Pe 25 și acolo nu există. E de soia și acolo nu există așa preț. Deci afișați prețuri mincinoase. Ce anume? Afișați preț mincinos. Preț mincinos? Nu, dar pentru 75 de bani mai ieftin la vitrine și mai scump la casă, e păcăleală. Păi trebuie să-l faceți și la raft. Da. Se face, dar nu tot timpul, că ei poate să schimbe fără să știe. În general ne schimbăm un pic de joi. Bine, și azi nu-i joi și m-ați păcălit. Nu, nu, dar la fiecare produs câte 75 de bani și v-ați scos. Shop and go de pe Șterbei Vodă.